Vă invit să ne ridicăm în picioare, să citim câteva versete din Cartea Domnului. Cartea Efeseni, capitolul 5. Citim de la versetul 8 la versetul 20 inclusiv. Cartea Apostolului Pavel către Efeseni, capitolul 5, versetul 8. Odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați deci ca niște copii ai luminii, căci rodul luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului și nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă osândiți-le. Căci e rușine numai să spunem ce fac ei în ascuns. Dar toate aceste lucruri, când sunt osândite de lumină, sunt date la iveală, pentru că ceea ce scoate totul la iveală este lumina. De aceea zice, deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Luați seama, deci, să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. De aceea, nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile, în numele Domnului nostru, Iisus Hristos. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Înainte de a vorbi câteva gânduri din Cuvântul lui Dumnezeu, vreau să vă aduc salutul din partea Bisericii Betesda Lugoj, harul, pacea și binecuvântarea Domnului să fie și să rămână peste voi. Amin. Totodată, un salut din Cartea Mica, un verset cunoscut și frumos, capitolul 4, versetul 5, pe când toate popoarele umblă fiecare în numele Dumnezeului său, noi vom umbla în numele Domnului Dumnezeului nostru, totdeauna și în veci de veci. Amin. Mai am un salut din partea unor slujitori prieteni din zona Lugojului, care m-au însărcinat să aduc saluturi în mod deosebit pentru fratele păstor, fratele Cristi Ionescu, cu care am avut harul în perioada mai, o săptămână și câteva zile, să fie împreună cu noi, să ne slujească. Am fost binecuvântat de slujirea dânsului și aducem salutări pentru fratele Cristi, Domnul să-l binecuvinteze. Îl mai așteptăm în zonă pentru că a fost o reală binecuvântare pentru bisericile din zonă. Mulțumim Domnului că în această seară suntem în prezența cuvântului și mi-aduc aminte în Psalmul 8, versetul 3, psalmistul spunea, când privești cerurile, lucrarea mâinilor tale, luna și stele pe care le-ai făcut. Îmi zic, ce este omul ca să iei seama la el și fiul omului ca să-l bage în seamă? Și spune acolo, l-ai făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu și l-ai încununat cu slavă, cu cinste. În ziua creației, Dumnezeu l-a învăluit pe om cu slava lui binecuvântată. În fiecare zi îi acorda timp. Așa era de plin de prezența slavei Domnului că nici nu era conștient că este gol. Dar ce verset trist! Roman 3:23, omul care altădată era plin de slava lui Dumnezeu, spune cuvântul, toți au păcătuit și au fost lipsiți, sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Ajunge omul să fie dezbrăcat de această slavă. Și au zis cum ajunge un om dezbrăcat de slava lui Dumnezeu. Tit, capitolul 3, versetul 3 spune că și noi eram altădată, robiți, rătăciți de tot felul de pofte și de plăceri. Și finalizează versetul, vrednici să fim urâți. Dragii mei, eu și dumneavoastră nu eram vrednici de dragostea lui Dumnezeu. Noi eram vrednici să fim urâți. Psalmul 22, versetul 6 spune ceva foarte, parcă greu de auzit la ureche. Zice, dar eu sunt vierme, nu om. Da, noi eram vrednici să fim striviți ca niște vierme. De ce? Pentru că în loc să ascultăm de glasul Creatorului, am ascultat de glasul diavolului și am întors spatele. Așa ajunge un om dezbrăcat de slava lui Dumnezeu. Și totuși, în loc să ne pedepsească, în loc să ne zdrobească, Isaia 12:1 spune, în ziua aceea vei zice, te laud, Doamne, că ai fost supărat pe mine. Avea motiv Dumnezeu să fie supărat pe noi? Da. Dar auziți, mânia ta s-a potolit. Ați fost vreodată supărat sau mânioși așa și la un moment dat să te descarci? Auziți, mânia lui Dumnezeu s-a potolit. De ce? Cum? Isaia 53, versetul 5 spune, pedeapsa care nouă ne dă pacea a căzut peste altcineva. Și acesta este Hristos Domnul. Binecuvântat să fie numele Domnului.
Nu degeaba cântarea cântărilor 1, versetul 4, ultima parte a versetului spune: tu, pe drept, ești iubit. Singurul iubit pe drept a fost Hristos Domnul. Noi toți ceilalți suntem iubiți prin grația Lui. Și dacă astăzi suntem la Elim și putem să ne bucurăm de o vreme de pace, de binecuvântare, spunem din toată inima: slăvit să fie Dumnezeul nostru. Da, noi eram vrednici de pedeapsă. Spune la un moment dat, Psalmul 49, versetul 8: răscumpărarea lor este așa de mare că nu se va face niciodată. Da, omenește, nu era cu putință. Nu era cu putință. Dar tot cartea psalmilor vine cu soluția și spune: dacă la oameni este cu neputință, 130, psalmul, versetul 7, ce pune Israele nădejdea în Domnul, că la el este belșug de răscumpărare. Răscumpărarea noastră omenește nu se putea face și totuși s-a realizat că cineva a plătit prețul, nu cu argint, nu cu aur, ci cu sângele lui Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Domnului! Ne-a scos din întuneric, ne-a dus la lumină și primul verset pe care îl citeam spune cuvântul: umblați ca niște copii ai luminii. Și în această seară aș vrea să vedem din pasajul acesta caracteristicile unui copil al luminii. Să vedem, mai avem ceva de corectat în viața noastră? Se ruga la un moment dat Solomon în rugăciunea lui și a început rugăciunea foarte interesant. Dumnezeu a zis că vrea să locuiască în întuneric. Apostolul Pavel, pe de altă parte, spune că Dumnezeu locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii. Nu este nicio contrazicere. Dumnezeu locuiește în lumină, dar vrea să locuiască și în întuneric. Noi eram întuneric. Și într-o zi lumina lui Hristos ne-a cucerit și a intrat și în inima noastră. Și vrea Domnul să locuiască. Poate mai aveți copii, poate mai aveți suflete nemântuite în casele voastre, care încă sunt întuneric. Se aducă Domnul la lumina lui binecuvântată. Mi-aduc aminte, mărturisat tatăl meu, când a intrat prima dată într-o biserică. Într-o biserică penticostală, în anul 54, era ziua de flori. Era o bisericuță, sala de adunare era ceva mai micuță decât este tribuna aici în față. Dar în sala aceea era prezența Duhului Sfânt. Și la timpul de rugăciune, o soră are o descoperire, are o prorocie. Tatăl meu avea atunci 15 ani și spune Domnul așa: cât pentru tine, suflet, care a intrat pentru prima dată în adunare, astăzi am să te botez cu Duhul Sfânt. S-a terminat rugăciunea și sora respectivă a indicat pe o tânără care și ea era prima dată la biserică. S-a terminat slujba de duminică dimineață și tânăra respectivă nu a primit Duhul Sfânt. Și acum cineva mai cu îndoială a spus: nu știu cum e cu prorocia aceasta, că dacă era de la Domnul, se împlinea. Dar un frate care avea lumina Domnului a spus: fraților, Domnul ne-a spus că astăzi, nu a spus că la slujba de dimineață, încă nu-i decută toată ziua. Mai avem puțin de așteptat ca să dăm o notă descoperirii. Hai să mai așteptăm puțin. Haideți să ne rugăm cu tânăra aceasta, dacă Domnul a vorbit, să se îndure Domnul de ea. Dar tatăl meu v-a spus, la vârsta de 15 ani, un adolescent, s-a gândit în inima lui: și eu sunt prima dată la adunare. Dacă cumva prorocia a fost pentru mine să o fi încurcat prorocul, rămân și eu. Bineînțeles că frații nu l-au dat afară. Au dat câteva scaune la o parte, au pus-o pe tânăra aceea în mijloc și au început să se roage, ca Domnul să lucreze. Și tatăl meu era într-un colț acolo, într-un colț. Dar știți ce spune cuvântul Domnului? Psalmul 145, versetul 16. Spune că Domnul satură după dorință tot ce are viață. Și în timp ce rugăciunea așa era în cercetare, frații erau lângă tânăra aceea și tata acolo într-un colț a început să vorbească și să cânte în alte limbi. Mărit să fie numele Domnului. Și frații care erau acolo, câțiva frați, au auzit că în colț se petrece ceva. Și au plecat de lângă tânăra aceea să vadă ce se întâmplă în colț. Și când au plecat de lângă tânăra aceea, atunci a botezat-o Domnul Sfânt, Duhul Sfânt și pe tânără, ca să nu se laude nimeni, înțelegeți? Unii cred că dacă sunt eu lângă tine primești Duhul Sfânt, dragii mei, nu noi dăm Duhul Sfânt, Duhul Sfânt îl dă Dumnezeu. Mărit să fie numele Domnului! Și m-am bucurat să aud că veți avea stăruință și încurajăm lucrul acesta, dorim lucrul acesta, Domnul să mai boteze cu Duhul Sfânt, amin. Prima caracteristică care vreau să o amintesc ca unui copil al luminii, următorul verset spune: roada luminii stă. Un fiu al luminii aduce și nu va înceta să aducă rod pentru Domnul. Și spunea Domnul în Evanghelia după Ioan, capitolul 15, orice mlădiță care este în mine și aduce rod, Tatăl face ceva, o curăță. Are un scop, de ce? Să aducă și mai mult rod. Se poate și mai mult, dragii mei? Se poate, așa-i?
Știți ce-mi doresc de la bisericile din secolul 21? Să ne stabilim niște standarde mai înalte. Să nu ne mulțumim cu fărâmituri. Să nu ne mulțumim cu puțin. Să nu ne mulțumim că, frate, așa e vremea acum. Întrebăm pe mulți frați, cum ești, frate? Ați auzit răspunsul acesta? Ca pe pământ. Ca și când încercăm să fim mai sfinți. Dragii mei, noi trebuie să fim sfinți aici pe pământ, dragii mei. Noi de aici trebuie să se vadă noi că suntem copii al lui Dumnezeu. Să ne stabilim standarde înalte de sfințire. Păi până acolo este cuvântul lui Dumnezeu, Matei capitolul 5, versetul 48. Auziți, gura Domnului Iisus spune, voi fiți dar, auziți cum, desăvârșiți. Cum și Tatăl vostru este desăvârșit. Să ne silim să aducem roada aceasta sfințirii în viața noastră, dragii mei. Să aducem mult rod pentru Domnul. Desigur, pe lângă faptul că aducem rod, știți, era o tactică în vremea lui Madian, judecător, capitolul 6, dacă în unele situații vedem că diavolul caută să ne împiedice să aducem rod, dacă nu ne poate împiedica, în judecător, capitolul 6, Madian aplica o tactică deosebită. Îi lăsa pe Israel să sădească, să recolteze, să aducă rod. Dar când rodul era gata, venea și îl fura. Și acum vine apostolul Ioan în a doua epistolă, versetul 8, și ne spune ceva nouă. Păziți-vă bine, să nu vă pierdeți rodul muncii voastre, ci să căpătați o răsplată deplină. Îmi doresc ca și copiii ai luminii să aducem mult rod care să rămână până în veșnicii mării să fie numele Domnului. Știți cum se poate pierde rodul? Cum se poate face dovadă când nu-i copt, nu-i ajuns la maturitate? Dau un exemplu, faci bine odată unei persoane, unei familii de două ori, de mai multe ori, și la un moment dat Dumnezeu îngăduie ca prin familia aceea să fii probat. Poate să fii vorbit de rău. Sau poate, de ce nu, sunt situații când unii chiar îți întorc rău pentru bine, spunea Ieremia, oare cu rău să răsplătește binele? Și atunci când vezi că se întoarce așa, îți vine să-i spui câteva cuvinte, să iei câteva atitudini, să ai grijă că pierzi din rod. Dumnezeu îți probează roada dacă e coaptă, dacă ai adus la maturitate. Și dacă spui cuvinte nepotrivite, se pierde din roada care ai adus-o. Știți, noi toți știm versetul acela frumos din Luca în capitolul 9, versetul 23, unde spune cuvântul că dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Dar, până la urmă, care este scopul purtării crucii? Doar să avem un lemn în spate? Galateni, capitolul 5, versetul 24, face o lumină și spune cuvântul, cei ce sunt al lui Hristos Iisus și au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Purtăm crucea pentru că este nevoie ca pe această cruce să fie răstignită firea pământească. Să fie răstignit euul nostru. Cum dacă eu vreau să răstignesc firea pământească din viața mea? Am șanse, de exemplu, în mâna stângă să mă înfig un piron, dar la mâna dreaptă n-am șanse. Dar la mâna dreaptă, știi ce se întâmplă? Ne vor ajuta frații la mâna dreaptă. Numai să lași mâna acolo. Dar nu ne place nouă când frații se ocupă de mâna dreaptă, așa-i? Că Domnul prin ei îngăduie să fie prelucrat vasul inimii noastre. Zaharia, capitolul 13, versetul 6, spune, dacă îl va întreba cineva, de unde vin aceste răni care le ai la mâini? Auzi, rănile de la mâini, de unde le ai? El va răspunde, în casa celor ce mă iubeau le-am primit. Auzi cine fac rana de la mâna dreaptă, frații care te iubesc. Că spune cuvântul, nu-mi vrăjmași mă bajocorește, că aș fugi dinaintea lui. Tu, pe care te socoteam una cu mine, tu frate de cruce, e mai greu când te ajută frații, dar este benefic, cioplește în noi caracterul lui Hristos. Un fiu al luminii va aduce rod. Al doilea lucru, versetul 10, cercetați ce este plăcut înaintea Domnului. Un fiu al luminii își va folosi timpul, își va face o preocupare din lucrurile alese. La o școală duminicală, un tânăr se ocupa cu copilașii și după mai multe lecții le-a dat un test, le-a dat o foaie de hârtie, le-a împărțit-o în două și a spus, vă rog pe foaia aceasta de hârtie, pe prima jumătate să spuneți ce știți despre Domnul Iisus și pe a doua să scrieți ce știți despre diavolul. După o bună bucată de timp, fratele tânăr, învățătorul, le-a luat foile să vadă și un băiețel de 7-8 anișori a scris mai multe lucruri despre Domnul Iisus și l-a întrebat, auzi, Iosif, tu despre Satana n-ai scris nimic, de ce?
Și a spus el, eu știu așa de multe lucruri despre Domnul Iisus, că de Satana n-am mai avut vreme. Dragii mei, când ne vom ocupa și când vom cerceta ce este plăcut înaintea Domnului, nu o să mai avem vreme de celelalte. N-ați auzit, frate, în adunare care știu de tot și despre toate, dar de ei nu știu. Despre tot știu. Numai de ei nu știu nimic. Sunt la curent, spune cuvântul, au boală, este o boală a cercetărilor fără rost. Dacă nu e vorba să se uite în viața lui, în familia lui, acolo a pierdut firul. Haideți să vedem din cuvântul Domnului câteva lucruri care ar fi bine să facă obiectul cercetării noastre. În cartea Ioan, amintesc primul verset, foarte cunoscut, capitolul 5, versetul 39. Cercetați Scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viață veșnică. Cercetați Scripturile, doar pentru predicatorii versetul ăsta. Poate în mod deosebit pentru frații care vestesc Evanghelia și mă rog pentru frații care vestesc în locul acesta Evanghelia, Domnul să-i umple cu Duhul Sfânt, amin, și de putere, ca să poți vesti cuvântul. Chiar recent eram undeva la o bisericuță și niște tineri m-au întrebat dacă este potrivit să ai așa niște foițe cu notițe, că unii se potignesc. Este bine, nu ai voie, este bine? Păi când cercetezi, trebuie să aprofundezi, să intri mai adânc, să cercetezi Scripturile. Și mi-am adus aminte de vorba unui frate bătrân care spunea la noi o expresie: la oamenii leneși, agricultori, Dumnezeu le dă ploaie și buruieni, așa din oficiu. Dacă vrei recoltă, trebuie să pui mâna pe sapă ca să ai recoltă. Dumnezeu nu încurajează lenevia spirituală. Ca să ai belșug, să ai hran în biserică, trebuie să pui mâna pe cuvântul lui Dumnezeu, să sapi mai adânc. Robii lui Avram într-o împrejurare au săpat niște fântâni și au săpat și la un moment dat au dat de apă. Și s-au dus și au spus, am dat de apă, dar am săpat multă vreme. Dacă vrei să dai de apă, să dai hrană poporului, așa cum este aici biserica aceasta, numele Elim, îmi doresc ca în această adunare să curgă izvorul apelor vieții, amin. Dar este nevoie să sapi adânc, să pui mâna pe Scriptură, să te adâncești în cuvântul lui Dumnezeu. Proverbe, capitolul 30, versetul 33, un verset foarte frumos, spune: baterea laptelui dă smântână, scărpinarea nasului dă sânge și stoarcerea mâniei dă certuri. Ca niște copii născuți de curând, spunea Petru, să doriți laptele duhovnicesc. Nu mă îndoiesc că sunt aici frasurori care au obiceiul acesta bun de a citi Biblia măcar o dată pe an. Citești 2-3 capitole și într-un an de zile ai finalizat citirea Bibliei. Foarte bine! Dar auziți ce spune versetul? Baterea laptelui, adică chiar mai mult, nu doar să bei un litru de lapte, ci să bați laptele. Ai citit odată un pasaj biblic, îl mai citești încă o dată și încă o dată și te rogi Domnului și meditezi la el și dintr-o dată Domnul îți dă o descoperire și vii la adunare și citești două versete și prindești jumătate de oră și stă cineva în bancă, se gândește, și eu am citit aici, dar mie nu mi s-o dat. Păi tu ai băut laptele și ăsta l-am lobătut și o dat Domnul smântână. Smântână e mai scumpă puțin. Dacă te aprofundezi în cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu îți dă descoperiri. Dacă pui mâna pe Scriptură și cercetezi Scriptura, Dumnezeu îți va da hrană pentru popor. Eu chiar am vorbit și la noi la Lugoș gândul acesta. Într-o adunare vin 1000 de persoane. Stau 2 ceasuri sau 3 ceasuri. Mai fac încă o oră dus întors pe drum. Păi dacă ar fi 1000 de persoane aici în America să meargă la muncă, ori 2 ceasuri sau 3 ceasuri, 3000 de ore, oare câte ore s-ar aduna? Oare câți bani ar câștiga în perioada aceasta? Ce le dau eu în schimb? Sunt sacrificate câteva mii de ore ca să le dau eu ce? Păi eu trebuie să le dau un cuvânt consistent din partea Domnului ca să fie rentabil pentru ei, să fie benefic, să se merite, că dacă nu, vor pleca oameni în altă parte și vor căuta hrană. Când vine poporul în locul acesta, trebuie să aibă un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Și mă rog pentru frații care slujesc în locul acesta, Domnul să-i umple cu Duhul Sfânt și cu putere. Amin. Auziți ce spunea Mica și vă citesc? Era un om care vestea cuvântul lui Dumnezeu și făcea cunoscut lui Israel starea lor de păcat. Mica în capitolul 3, versetul 8, spune cuvântul Domnului astfel: dar eu sunt, spunea Mica, plin de putere, plin de Duhul Domnului, plin de vlagă și de cunoștința dreptății, ca să fac lui Iacov cunoscut nelegiuirea lui. Auziți? Plin de putere, de Duhul Domnului, de cunoștința dreptății și de vlagă, ca să pot striga împotriva păcatului. Mă mir de unii predicatori din vremea de astăzi. Predică jumătate de oră și nu spun niciun verset din Biblie. Tu ce predici, omule? Umblă în stânga și în dreapta cu microfonul în mână, dar nu spun niciun verset din Biblie. Numai povestiri.
Dragii mei, ceea ce dă viață poporului, ceea ce adapă sufletul nostru, este cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Și îmi doresc pentru frații din locul acesta să-i umple Domnul cu cuvântul lui. Amin. Cercetați scripturile. Este bine pentru tineri și am auzit și m-am bucurat când aud că sunt tineri care și astăzi prețuiesc cuvântul Domnului și spune Psalmul 149, versetul 6. Auziți, 149, versetul 6 este o urare din partea psalmistului, din partea lui Dumnezeu pentru noi. Laudele lui Dumnezeu să fie în gura lor și sabia cu două tăișuri în mâna lor. Oarecare e sabia cu două tăișuri? Evrei, capitolul 4, versetul 12. Spune cuvântul găci, cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Evrei 4 cu 12. Da, cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor ca orice sabie cu două tăișuri. Vă aduceți aminte, mai ales tineri, eram copil și îmi plăcea mult să citesc cărțile acelea ale împăraților, lui Samuel, întâmplări, poate războaiele din vremea aceea. Dar David avea un tânăr care avea o experiență deosebită într-o zi când poporul Israel a început să dea înapoi dinaintea filistenilor, pentru că se temeau de filisteni. David a avut un viteaz. Vă citesc 2 Samuel, capitolul 23, iată ce ne spune cuvântul Domnului, versetul 8, versetul 9 și 10. După el, Eleazar, fiul lui Dodo. Și trecem la versetul 10. El s-a sculat, a lovit pe filisteni până ce i-a obosit mâna și a rămas lipită de sabie. Îmi doresc pentru generația tânără de astăzi să aibă mâna lipită de sabia cuvântului. Să mai lase telefoanele puțin. Mâna prea lipită în vremea de astăzi de telefoane, nu de cuvântul Domnului. Ieremia, capitolul 9, versetul 21, spune ceva foarte trist. Căci moartea s-a suit pe ferestrele noastre. Eclesiastul, capitolul 12, ferestrele sunt ochii. Auziți? Moartea s-a suit pe ferestre. Și auziți ce face moartea când intră pe ferestre? A pătruns în casele noastre împărătești și a nimicit pe copii pe uliță și pe tineri în piețe. Niciodată omenirea n-a fost asaltată cu imagini, foto și video, cu atâta rețele, cu atâta tehnologie ca astăzi. Și moartea pătrunde pe ferestre, pe ochi, pe la nivelul ochiului, pe la nivelul privirii, și ajunge și invadează duhul omului. Și mulți tineri mor. Îi îndemnăm în numele Domnului să pună mâna pe sabia cuvântului lui Dumnezeu, să pună oștirea vrăjmașului pe fugă, Dumnezeu să le dea biruință, amin. Ce mai trebuie cercetat, spune cuvântul Domnului, mai amintesc un gând în direcția aceasta, Iacov, capitolul 1, versetul 27. Religiunea curată înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru este să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume. O să cercetăm pe orfani și pe văduve. Să-i vizitez este una. Să-i cercetez, cred că este ceva și mai mult. M-am mirat de scrisoarea Apostolului Pavel către Timotei și spune el, și vă citesc versetul acesta, în 1 Timotei, capitolul 5, versetul 9, o văduvă ca să fie înscrisă în lista văduvelor. Auziți, avea Pavel listă cu văduvele. Biserica de acolo, dragii mei, este bine să avem o evidență și m-am bucurat că lucrarea din locul acesta este bine organizată și ne bucurăm că Dumnezeu binecuvintează poporul lui. O listă a văduvelor, să fie o evidență a celor care sunt în nevoie. Religia curată este să cercetăm pe orfani și pe văduve. Cu inimă curată, și dacă ar fi să vorbim despre cercetarea văduvelor și despre roada care am amintit că este una din caracteristicile fiilor luminii, dragii mei, Domnul Iisus spunea la un moment dat despre unii oameni că își îndeplineau neprihănirea înaintea oamenilor să fie văzuți. Și o finalizat Domnul: adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Când mergem să facem o binefacere, să o facem în așa fel ca să fie știută de Domnul. Și spune cuvântul, cel care vede nascuns îți va răsplăti. Mi-aduc aminte un exemplu. Un frate avea mai mulți copii și avea nevoie de un ajutor financiar, de un împrumut doar. S-a dus la un frate care știa că are potențial financiar și l-a rugat: frate, am nevoie de niște bani, poate echivalent în dolari, undeva la 2500 de dolari, împrumut, pentru câteva luni de zile. Fratele avea mai mulți copii, o situație financiară mai precară și avea nevoie. Și fratele acela care avea potențial financiar l-a refuzat elegant. Și fratele a plecat mâhnit și s-a întâlnit cu un al treilea frate. Și din vorbă în vorbă
i-a povestit experiența pe care a avut-o și al treilea frate spune, măi, tu nu știi să ceri. Cum adică nu știu să cer? Păi nu știi să ceri. O să-ți arăt că eu o să rezolv problema ta. După câteva vreme, fratele cu potențial financiar era în preajmă unor frați lucrători, unor frați mai cu vază. Și al treilea frate se duce la fratele cu potențial financiar și spune, auzi, cunosc un caz, uite, e un caz, cineva trebuie să fie ajutat. Și are nevoie. Și acum când erau alții de față, au spus, cât îi trebuie? $2500. Îi dau numele Domnului. Înainte nu vreau să-i dea împrumut, acum i-au dat numele Domnului. Știți? Acum era cineva care putea să aprecieze, știți? Dragii mei, când cercetezi pe cineva, o spus Domnul să nu știe stânga ce face dreapta. Mai leg aici un cuvânt din Scriptură, Matei capitolul 25, pilda fecioarelor, când s-a stins candelele la cele cinci neînțelepte, au zis, dați-ne din unde lemnul vostru când îi se sting candelele. Și în toată Scriptura dumneavoastră știți, dărnicia este încurajată, dar de data aceasta cele înțelepte au zis, nu vă dăm. Cum adică să nu dai? Păi trebuie să dai că... Nu vă dăm. Duceți-vă la cei ce vând unde lemn. Cine vinde unde lemn nu are? Că s-a dus odată Simon din Samaria, în Fapte capitolul 8, să ceară de la Simon Petru. Îi dau bani, dăm și mie. Nu poți cumpăra cu bani. Este și o cântare frumoasă. Nu poți cumpăra cu bani. Banii tăi să pleară împreună cu tine. Și totuși, este cineva care are un lemn de vânzare. În toată Scriptura am găsit pe cineva. Doi împărați, capitolul 4. Văduva și orfanii aveau un lemn de vânzare. S-au dus la Elisei, vasele sunt pline. Elisei, ce să facem? Știi ce a spus Elisei? Du-te, vinde un lemnul. Au cine are un lemn de vânzare. Dacă vedeți, candelele dumneavoastră mai sunt destul de scăzute. Mai este un lemn de vânzare. Cineva mai are de vândut. Dar o să o facem în ascuns și Dumnezeu ne va răsplăti. Merg mai departe în Scriptură, în Efeseni capitolul 5, am văzut că un om al luminii, el trebuie să continue să aducă rod. Rod ca să ajungă la coacere. El trebuie să cerceteze lucruri plăcute. Mai multe lucruri, de exemplu, spune cuvântul, pe când cerceta Petru pe toți sfinții. Mergem mai departe să vedem o altă caracteristică a unui fiu al luminii. Versetul 13 spune, toate aceste lucruri, când sunt osândite de lumină, sunt date la ivială, pentru că ceea ce scoate totul la ivială este lumina. De aceea zice, deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Dragii mei, recunoaștem că trăim o vreme grea, o vreme de ațipire, o vreme în care, așa cum spunea Domnul în pilda fecioarelor, au ațipit toate și au adormit. Și totuși, Dumnezeu are, va avea oameni, familii, biserici care rămân treze în așteptarea venirii Domnului. Trezește-te tu care dormi. Scoală-te din morți. Poate sunt unii care au adormit doar, poate sunt unii care sunt aproape de moarte spirituală. Aș pune câteva exemple din Scriptură, pe scurt, ce se întâmplă când oamenii dorm. Un om spune cuvântul în pilda Domnului Iisus, a semănat sămânță bună în țarina lui. Dar pe când el dormea, a venit vrășmașul. Și vrășmașul a semănat nu sămânță bună, ci a semănat neghină. Doamne, ține treji vestitorii cuvântului, lucrătorii din locul acesta, să țină mare atenție pe cine ajunge la bunul acesta, să ajungă oameni care să semene sămânța bună a cuvântului lui Dumnezeu. Să se împlinească pentru Biserica Elim ce spune din Cântarea Cântărilor, capitolul 4, versetul 12. Ești o grădină închisă, un izvor închis, o fântână pecetluită. Să fie o separare clară între biserică și lume. În locul acesta să ajungă oameni care să vestească cuvântul sănătos al lui Dumnezeu. Pe când dormeau oamenii, cei care trebuiau să aibă atenție mare. Mă aduc aminte de o vedenie care a fost dată în urmă cu mai bine de 30 de ani. Arăta Duhul Sfânt, era o livadă foarte frumoasă. O livadă cu pomi plin de roadă. Alții aveau roade care acum începeau să se coacă. Alții erau pomi înfloriți. Alții erau pomi care erau proaspăt păsădiți, dar erau verzi. Și deasupra acestei livezi era un stol de porumbei care, cu adierea aripilor lor, răspândeau o mirasmă plăcută din această livadă. Și la intrarea în această livadă erau niște străjeri care făceau de strajă. Dar de această livadă s-au apropiat un călător, un străin. Și a spus celor care erau de strajă, văd că sunteți tare obosiți.
N-ați vrea voi puțin să mergeți să vă odihniți puțin? O să stau eu de veche în locul vostru. Duceți-vă și odihniți-vă puțin. Și s-au lăsat amăgiți, s-au dus la odihnă. Și când străinul acesta a început el să păzească chipurile, livada, primul lucru care l-a făcut, a izgonit stolul de porumbei. După ce au izgonit stolul de porumbei, în locul lor au venit niște păsări ca niște ciori, care prin gunoiul care le lăsau asupra livezii, făceau ca roadele să cadă, frunzele să cadă la pământ, unii pomi să se veștejească. Și în loc de roadele acelea binecuvântate, de florile acelea care răspândeau un miros plăcut, au crescut niște lăstari sălbatici, niște lăstari care cresc așa drept și foarte interesant, lăstarii aceștia au început să vorbească. Și ce spuneau lăstarii aceștia? Nu ne mai mustrați. Vorbiți-ne doar despre dragoste, despre iubire. Nu mai suferim să fim mustrați și îndreptați. Doamne, cât de autentic se împlinește astăzi acea descoperire. Îmi doresc pentru Biserica Elim din locul acesta, Domnul să binecuvinteze slujitorii Domnului, să binecuvinteze ogorul inimilor noastre, să acceptăm. Este vremea din urmă. Pe când dormeau oamenii, a venit străinul și a semănat sămânță străină. Saul cu Abner erau în urmărirea lui David și la un moment dat au adormit. Și în timp ce au adormit ei, spune cuvântul că a intrat David cu Abishai în tabără. Și când a intrat în tabără aceea, au luat ulciorul cu apă și au luat sabia. Auziți? În timp ce dorm străjerii, apa, simbolul vieții, și sabia, simbolul înarmării, dispar. Pe fondul ațipirii slujitorilor în multe adunări, nu mai este apa curată a cuvântului și nu mai este putere de luptă. Să nu mai vorbim despre somnul lui Sisera, dacă vreți, în timp ce dormea acolo, era rupt de oboseală. A venit el, a luat un ciocan și un țăruș și a strădobit tâmpla. Este expresa în cartea Ezechiel, au adormit somnul cel de veci. Și cuvântul spune, scoală-te din morți, trezește-te! Urmăriți, dumneavoastră știți foarte bine, Domnul Iisus a făcut 3 învieri din morți. A înviat pe fica lui Iair, a înviat pe fiul văduvei din Ain și pe Lazar. Ceea ce am urmărit din Scriptură și m-a impresionat, la nici o înviere din morți, Domnul Iisus nu a trebuit să spună de 2 ori. O singură dată a spus, fetițo, scoală-te! Cuvântul lui Dumnezeu are putere, măriți să fie Domnul. S-a dus la mormântul lui Lazar, mort de 4 zile, și aici este un simbol, de la Adam până la Domnul Iisus erau 4.000 de ani. În ochii lui Dumnezeu, o zi ca 1.000 de ani, erau 4 zile. Și Lazar mirosea greu, omenirea mirosea greu, dar au trebuit Domnul Iisus să vină să o scoată. După 4 zile în care omenirea mirosea greu, s-a arătat slava lui Dumnezeu. Zice, Lazar, vin afară, odată! Cum era legat, a ieșit afară. Spunea cineva, dacă nu-l chema Domnul pe nume și spunea doar vino afară, înviau toți morții. Dar numai tu, Lazare, vină. Ceilalți, la vremea lor. Vino afară, Lazare. Și a înviat Lazar, odată. Dar uitați-vă în cartea Isaia, capitolul 52, de exemplu, versetul 1. În Isaia 52, versetul 1, strigă Domnul către poporul său, către Sion. Trezește-te! Și interesant, încă o dată, trezește-te! Îmbracă-te în podoaba ta, Sion. Dar de ce strigă de două ori? Auziți? Ca să trezești adunările adormite, e mai greu decât să faci învieri din morți. Că la învieri din morți o spun numai o dată, dar la biserici adormite spune de două ori. Nu știu câți de aici s-a făcut stagiu militar. Probabil sunt frați care au făcut armata România. După o zi de instrucție de 10, 12, 14 ore sau de munci agricole, soldatul știa. Era un soldat care suna din trâmbiță, din goarnă. Și știa când sună cântecul acela din goarnă, acum se puneau soldații la culcare. Și după 10-12 ore de muncă, de 16 ore, aplicați, mers pe jos, abia aștepta soldatul să se culce. Și se culca și când auzea pe gornițul acela că sună din goarnă, cântecul acela lin, striga câte un soldat către gornist, mai cânt odată! Și gorniștul mai odată mai sufla. Numai că dimineață, același gornist, din aceeași trâmbiță, suna deșteptarea. Și acum nu mai spunea nimeni mai cântă odată. Că ar fi vrut să-i mai lasă să mai doarmă puțin, știți? Când sună în adunare din trâmbița deșteptării, nu prea ne place, frate, lasă-ne să dormim, mai ușor cu dormitul.
Când cânti cântări de la deleagăn, ce ne unge la inimă, ce ne place, nu-i nimeni ca voi, asta ne unge. Doamne, dacă vrei Tu să ne trezești, mai sună din trâmbița Ta, amin. Merg mai departe să vedem o altă caracteristică a unui fiu al luminii. Versetul 18 spune cuvântul: nu vă îmbătați de vin. Aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, este o antiteză aici, o comparație. Nu de vin, ci dimpotrivă, fiți plini de Duh. Nu vă îmbătați de vin. Că atunci când a vor revărsa Duhul Sfânt în ziua cincizecimii, a zis, îți plin de must. Atunci când cineva este sub tăpânirea Duhului Sfânt, unii oameni ne consideră că avem ceva probleme. Dar Pavel spune, nu fiți plini de vin, nu fiți îmbătați de vin, fiți plini de Duh. Dacă aș pune aici o întrebare în Biserica Elim, dacă cineva se îmbată de vin, eu cred că nu. Dar merg cu a doua întrebare. Câți de ai suntem plini de Duh Sfânt? Trebuie să recunoaștem că mai încape. Mai încape, așa-i? Mai încape. Îl întreabă Domnul pe Ilie, Ilie, tu ce faci aici? Și Ilie vine cu răspuns din trecut. Doamne, am fost plin. Nu, nu ce ai fost, Ilie. Ce faci aici? Acum? Acum ce faci? Noi la istorie suntem buni, știți? Cândva, la trecut. Avem experiențe din trecut frumoase și foarte bine. Aduceți-vă aminte, aminteam adineori despre moartea lui Lazar și învierea lui. Când vine Domnul Iisus acolo la mormânt, îi spune Marta, Doamne, dacă erai aici, nu murea fratele meu. Și Domnul îi spune, auzi, Marta, fratele tău va învia. Și spune Marta, știu, Doamne, în ziua de apoi. Marta seamănă cu noi, are o credință de trecut și una de viitor. Doamne, dacă erai aici, acum 4 zile, până n-a murit Lazar, puteai face ceva. Peste 2000 de ani, la învierea morților, Doamne, tu o să-L înviezi. Dar Hristosul de azi nu poate face nimic, numai de ieri și de viitor? Cam asta și cu pocăința noastră. Avem o cu pocăință de trecut și una de viitor. Ilie, ce faci tu aici? Doamne, am fost plin. Ce frumos însă zice psalmistul în psalmul 23, versetul 5. Paharul meu este plin. Doamne, umple-ne cu Duhul Sfânt, amin? La prezent continuu, fiți plini de Duh. Acum, amintesc aici din pasajul acesta, dacă vorbește despre o beție a vinului, cu care am căzut de acord, nu suntem de acord cu beția vinului. Amintesc doar 2 versete. Noi suntem împărați și preoți, așa spune cuvântul. Dumnezeu a făcut din noi împărați și preoți, cartea Apocalipsa, capitolul 5, versetul 10. Da, suntem împărați și preoți al lui Dumnezeu. Și în Vechiul Testament, împărații n-aveau voie să bea vin. Proverbe, capitolul 31, versetul 4. Nu se cade înțeleptilor lemuiele. Nu se cade împăraților să bea vin. Interdicție. Împărații au interdicție. Preoții. Levitic, capitolul 10, versetul 8 și 9. Domnul a vorbit lui Moise și a zis către Aron, tu și fiii tăi să nu beți vin când veți intra în templul meu. Au zis, preoții au interdicție, împărații au interdicție. Noi suntem și împărați și preoți, avem dublă interdicție. Dar n-ai voie nici puțin, spunea cineva, nici un păhărel, n-ai voie un păhărel? Pe cuvântul Domnului spune astfel, nu puteți lua parte și la masa Domnului și la masa dracilor. Când ești împărtășie cu Domnul, la cina Domnului, cât trebuie să bei? Puțin, așa? Ești împărtășie cu Domnul. Dar ca să fii împărtășie cu celălalt, cât trebuie să bei? Tot puțin. N-ai voie. Nu poți un pahar și celălalt, doar unul poți. Paharul Domnului. La celelalte avem interdicție totală. Dar dacă am văzut despre beția vinului, Scriptura mai vorbește și despre alte beții. De exemplu, beția dragostei. Cântarea Cântărilor, capitolul 5, versetul 1. Așa se finalizează, mâncați, beți și îmbătați-vă de dragoste, beția dragostei. Vezi tineri și tinere, adolescenți, dar încep de la relații de prietenie. Și le se leagă inima la unul de altul. Este prematur, dar îi lasă inima să-l ia înainte, sentimentele. Este oare plăcut lucrul acesta Domnului? Nu. Mi-aduc aminte, era o familie din România, s-a mutat în Germania, avea o fetiță de 11-12 ani și când au înscris-o acolo la școală, a venit bucuroasă fetița acasă și a zis, mama, tata, uite cu mine în clasă, mai este un băiețel român. O, s-a bucurat familia, foarte bine, nu e singură. Mai e un român cu tine. Dar după câteva zile vine fetița și spune, mama,
Băiețelul acela român m-a întrebat dacă nu vreau să fiu prietena lui. Zice, mama, tu ce ai zis? Păi nu știu ce să zic, că eu mai am un prieten în România, la 12 ani, avea de la 2. E beția dragostei. Păi tinere botezată în apă și cu Duhul Sfânt și să întâlnești cu musulman, cu mexican, ce cauți acolo, omule? Ce cauți? Crezi că ăla vrea să-i predici Evanghelia? Nu! Nu te lăsa dus de beția dragostei, că te tărăște unde nu trebuie. Vă citesc despre Solomon, auzi ce spune cuvântul Domnului. Un împărat, capitolul 11, versetul 2, a doua parte a versetului. Solomon s-a încuscrit cu niște neamuri și spune cuvântul, de aceste neamuri s-a lipit Solomon, târât de iubire. Auziți, iubirea nu aceea curată, te târăște la păcat, că ai lăsat beția dragostei să te cucerească. Spune Scriptura despre beția puterii. Isaia capitolul 51, versetul 21. De aceea, biat ce ești, spune cuvântul. Dar nu de vin. Ascultă cuvântul Domnului. Și întâlnim prin adunări această formă de beție manifestată. Oameni care, spune cuvântul, Domnul, când au plecat într-o călătorie, au pus pe niște robi să aibă grijă de turmă, să le dea hrană la vreme potrivită. Dar spune cuvântul că era o categorie de oameni care, în loc să le dea hrană la vreme potrivită, la turmă le dădea bătaie la vreme potrivită. Sau la vreme nepotrivită mai grabă. Beția puterii. Să păzească Domnul bisericile noastre. Când vin aici copiii Domnului la adunare, au nevoie de hrană, de întărire, de putere. Fiți plini de Duh. Dragii mei, Duhul Sfânt ne este dat nu doar pentru a vorbi în limbi. Consider și cred lucrul acesta. Semnul, unul din semnele botezului autentic cu Duhul Sfânt este vorbirea în limbi, însoțită de bucuria, de roada Duhului. Dar mai târziu, după ce vorbim în alte limbi, după ce am primit Duhul Sfânt, noi trebuie să umblăm în călăuzirea Duhului Sfânt, să aducem rod pentru Domnul. Pentru că întâlnim astăzi mulți, poate mult prea mulți, care pun așa accent mult pe daruri, pe darurile Duhului Sfânt. Și roada rămâne undeva în umbră. Dragii mei, dacă ne uităm în Scriptură, să vedem ce frumoasă este Cartea Domnului, Cartea Sfântă. Duhul Sfânt este asemănat cu un porumbel. Spune că Psalmul 68, versetul 13. Pe când voi vă odihniți în mijlocul staulelor, aripile porumbelului sunt acoperite de argint și penele lui sunt de un galben auriu. Două aripi binecuvântate. Galateni, capitolul 5, versetul 22 și 23, ne prezintă cele nouă caracteristici ale roadei Duhului Sfânt. O aripă care are nouă pene. Și în 1 Corinteni, capitolul 12, de la versetul 6 începând, este aripa darului Duhului Sfânt care are tot nouă pene. Nouă daruri și nouă roade. Atunci porumbelul are un echilibru deosebit. Unii pun accent doar pe daruri, pe daruri, frate. Avem la noi niște frați romi în biserică și când trăia tata, s-a apropiat unul de tată, a spus, frate Ștefan, apoi dacă Dumnezeu nu era în mijlocul nostru, noi toți eram proroci. Noi le place prorocia. Ei toți proroceau, frate. Daruri fără roadă. Câți pomi astăzi? Suntem în preajma mai puțin 2-3 luni să vină sărbătorile de iarnă. Unii pun pom din acela în podobii. Noi nu suntem adevărat, dar pomul acela cu roadă îl țin în grădină și îl lucrezi 20, 30, 50 de ani dacă rezistă. Dar pomul cu daruri, care îl pun oamenii de Crăciun, îl ține o lună, după aia l-aruncă. Înțelegeți? Pomul cu rod e mai important decât ăla cu daruri. Darurile nu mântuiesc. Sunt necesare pentru zidirea bisericii. Da, este foarte adevărat. Darurile sunt date pentru zidirea spirituală. Dar dacă credem în această extremă, să punem doar daruri și roada nu este, ne înșelăm singuri. Prea mulți astăzi merg prin adunări. M-a chemat cineva într-o adunare în urmă cu ceva vreme, spune, frate, acolo la o bisericuță vine un frate, are 9 daruri, frate, toate le are. Și am zis, îi mai lipsește unul. Care? Darul pocăinței. El pe toate le are. Sunt unii care au multe daruri, numai pocăință nu au. Fugiți de ei. În primul rând trebuie să fie o viață, un caracter modelat de Duhul Sfânt. O viață plină de rod. Și acolo Dumnezeu dă și darurile binecuvântate. Știți că la îmbrăcămintea preoțească, la marele preot, la tivitura de jos, spune cuvântul, a zis Domnul să coși acolo un clopoțel și o rodie. Un clopoțel și o rodie, adică un dar și o roadă, un dar și o roadă. Să fie un echilibru binecuvântat, că acolo dă Domnul binecuvântare.
Mă apropii de încheiere să nu înainte de a aminti versetul 19 și 20, încă două caracteristici, doar le amintesc. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cântări domnicești. Un fiu al luminii, în orice loc, va avea o inimă bună, gata să laude pe Domnul. Psalmul 108, cum spune cuvântul, versetul 1, gata mi-este inima să cânte. Am avut experiența aceasta cu soția în urmă cu câțiva ani de zile, probabil 2-3 ani, undeva pe la miezul nopții, ora 2-2 și jumătate, m-am trezit și am văzut că și soția, mi-am dat seama că era trează, m-am dus, am aprins becul, și a spus, draga mea, astăzi vom împlini un verset care spune cuvântul lui Dumnezeu în Psalmul 42. Auziți ce spune Psalmul 42, versetul 8. Ziua Domnului îmi dădea îndurarea, iar noaptea cântam laudele Lui. Astăzi cântăm laudele Domnului. Ne-am sculat și am început să cântăm câteva cântări. Dragii mei, noi nu mai cântăm nici ziua, doar minte noaptea. David era un împărat și găsea timp și noaptea să laude pe Domnul. Dar la unii tineri cântă telefonul toată ziua. O spus Domnul când intra în Ierusalim și puneau oamenii haine pe drum, ramuri de fenici. Și farisei erau deranjați. Nu erau mulțumiți că Domnul era ridicat. Doamne, ceartă-ți ucenicii, prea mare gălăgie. Și a spus Domnul, o prorocie care se împlinește astăzi. Dar Domnul nu-i bucuros că se împlinește prorocia Lui. Vă spun că dacă vor tăcea ei, vor cânta pietrele. Știți de ce astăzi cântă pietrele? Pentru că tac ucenicii. Cântă telefonul, cântă în mijlocul acesta mass media și ucenicii tac. Dragii mei, nu sunt un absurd. Nu sunt împotrivă ca cineva să asculte o cântare, două, trei, să învețe. Nu sunt împotrivă. Dar când toată ziua cântă telefonul și tu nu cânți, este o problemă. Nu pentru telefon a murit Domnul, ci pentru tine și pentru mine. La nașterea Domnului Iisus a coborât corul îngeresc să cânte și a zis, slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui. Și totuși, parcă moartea și învierea Domnului Iisus a fost un eveniment mai deosebit. Dar nu s-a mai auzit corul cântând. Eu sunt convins că și atunci a cântat corul. Dar pentru moartea și învierea Domnului trebuie să cânte biserica răscumpărată. Măriți să fie numele Domnului. Deschideți gura și laudă-L pe Domnul. Și ultimul gând. Mulțumiți lui Dumnezeu. Dragii mei, suntem foarte favorizați. Foarte, foarte favorizați. Spuneam generației tinere de la Lugoj, dragii mei, dacă acum când ești tânăr, când ai pace, când ai libertate, când ai belșug, când ai părinți care să se roage pentru tine, dacă acum nu-L slujești pe Dumnezeu, oare când? Oare când? Dacă acum când te-o binecuvântat Dumnezeu că ai frați, ai belșug în casa Domnului, dacă acum nu ești mulțumit, oare când vei avea starea de mulțumire? Dragii mei, mulțumirea este mai mult decât niște cuvinte, este o atitudine a inimii. Omul cu inima mulțumită are un ospăț necurmat. Închei cu exemplul acesta. Foarte cunoscut. 10 leproși vin la Domnul Iisus. Domnul spune, duceți-vă, arătați-vă preoților. Și în timp ce ei plecau, zice, s-au văzut vindecați. Auzi, până la urmă, mulțumirea, trebuie să vezi ce ți-o da Domnul. Doamne, m-ai vindecat. Unul din ei, unul, s-a întors slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. Și Domnul spune, oare, nu toți cei 10 au fost vindecați? Cum de numai străinul acesta era samaritan? Probabil nu avea preot la cine să se ducă. Sunt tot la Domnul, Doamne, Tu m-ai vindecat, pe Tine vreau să Te laud. Și spune Domnul, du-te în pace. Credința ta te-a mântuit. 9 vindecați. 1 vindecat și mântuit. Mulțumirea te duce pe calea mântuirii. Fii un om mulțumitor. Să sfârșești în împărăția lui Dumnezeu. Amin.